deschide din nou alături de noi la următoarea conferință de presă. Începem, începem, mă rog. Sunt prezent. Da. Domnul manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj, doamna director medical, doamna șef UPU SMURT și doamna profesor șefă secretară de fizioterapie intensivă. Pentru început, vă rog. Bună ziua! Am rămas încântat cu răspuns la o întrebare pe care mi-ați adresat-o dimineață și doresc să vă aduc la cunoștință că în jurul orei 13 am fost în vizită în cadrul secției de terapie intensivă. Am discutat cu cei trei medici și nici unul dintre cei trei nu dorește să fie transferat la niciun alt spital în afara celui din Cluj. Deci toți cei trei medici doresc să rămână în continuare internați în cadrul spitalului nostru. În ceea ce ne privește, înainte de a da cuvântul doamnei profesor Natalia Hagdău, doresc să vă aduc la cunoștință că spitalul nostru va asigura în continuare suportul, atât în ceea ce privește resursele materiale, cât și în ceea ce privește resursele umane, la cele mai înalte standarde. În continuare, o să o rog pentru mai multe detalii privind starea de sănătate a celor patru pacienți, o să vă rog pe doamna profesor Natalia Hagdău să vă spună câteva cuvinte. Vă mulțumesc! Bună ziua! Știu sau sunt în cunoștință de cauză cu tot ce ați știut dumneavoastră de la acum, pentru că rapoartele acelea le-am făcut noi, adică au pornit din secție, așa că știu. Și trebuie să vă spun că pacienții noștri, cei patru pacienți care au rămas la noi, sunt bine, că sunt internați în secție de terapie intensivă și că în secție de terapie intensivă rămân acei bolnavi care pot să aibă și complicații alternate într-o secție de terapie intensivă, pentru că traumatismele nu sunt așa de simple. Este vorba de politraumatism. Dacă dumneavoastră ați vizat din imaginile de televiziune că unii din bolnavi au mers pe propriile picioare, chiar dacă mergeau din cauza șocului traumatic, asta nu înseamnă că nu aveau leziuni. Deci există leziuni multiple, de la leziuni faciale, probabil din cauza impactului cu scaunul din fața corpului de leziuni faciale, de la leziuni faciale, leziuni toracice, leziuni de membre și leziunile toracice, mai ales la acolo unde sunt cu interesare costală și pe stânga și pe dreapta, sunt însoțite de contuzii pulmonare care pot dezvolta la rândul lor complicații în timp. Leziunile sunt evaluate în fiecare zi, nu numai de doctorii de terapie intensivă, că suntem echipe multidisciplinare și așa se întâmplă în politraumă, și sunt văzute de neurochirurg, sunt văzute de chirurgul vascular, sunt văzute de chirurgul generalist, sunt văzute de chirurgul toracic, sunt văzute de chirurgul de la buco maxilofacială, sunt văzute de orelist, sunt văzute de toți cei oftalmolog, și am chemat o repetite și oftalmologul, de toți cei care pot fi implicați în procesul de dezvoltare a complicațiilor la acești pacienți. Asta nu înseamnă că nu facem în mod obișnuit așa ceva. Doar că, acum, evenimentul este un eveniment național. Deci facem în mod obișnuit treaba asta și ca să ne putem face treaba bine, nu putem să răspundem tuturor telefoanelor pe care dumneavoastră le dați, pentru că avem de făcut o interfață cu aparținătorii care sunt îngrijorați și care sunt la distanță, că sunt la București. Și atunci, vorbim cu aparținători, vorbim cu frați, cu părinți, cu verișori și așa mai departe, vorbim cu șefii de secție din care veneau acești doctori, vorbim cu directorii de spital, vorbim cu comisar de poliție, vorbim cu procuror, vorbim cu multă lume. Și imposibil să faci în același timp terapie, urmărire, să dai răspuns pertinent, să dai niște rapoarte pe care trebuie să le dai, care trebuie să fie amănunțite, pentru că orice raport poate fi un act de tip legal. Deci,
Noi vă mulțumim că vă interesați și ne bucurăm foarte tare că pacienții noi, noștri astăzi sunt bine și ținem cu tot din adinsul să fie la fel de bine și mâine și poimâine. Asta nu înseamnă că poate apare complicat. Nu sunt de transportat la ora actuală nici aerian și nu ne grăbește nimic ca să-i transportăm și să-i punem în nesiguranță. Pentru că tot ce au dânsii la ora actuală se poate rezolva în spitalul nostru. Cam ce perioadă trebuie să treacă ca să spuneți că sunt în afară de ce? Depinde de fiecare pacient. Că fiecare pacient are particularitățile lui. Doctorul Valentin Calea a cerut externare? Nici vorbă și am repetat treaba asta de dimineață. Deci există foarte multe povești în jurul fiecărui lucru. Noi suntem obișnuiți cu lucruri concrete și fără povești. A fost respectat protocolul de resuscitare în cazul primarului studentă care a continuat? Domnișoara doctor, eu nu am participat decât la primirea bolnavilor în secția domnișoara doctor. În ce stare se află copilotul la ora asta? Este o stare bună. Copilotul are, nu știu dacă cine era domnișoara doctor, dar sunt obișnuită tot timpul să am interfață, nu prea am interfață cu media. Și nici aș vrea să spun că sunt un personaj care îi place această interfață. Îmi pare rău. Din diverse motive. Poate pentru că nu-mi plac poveștile. Copilotul a avut cele mai multe leziuni. Deci a avut cele mai multe leziuni pentru că impactul a fost cel mai mare în față. Nu? Dacă pilotul a decedat prin leziunile lui, copilotul a fost alături. Deci a avut cele mai multe leziuni. Din fericire, nici una din leziuni nu era vitală. Deci nici una din leziuni nu era vitală. Dar, de exemplu, dacă ai fracturi de membru cu strivire a structurilor musculare, și asta a avut și el, această strivire a structurilor musculare poate să genereze complicații. De exemplu, are un sindrom de rabdomioliză, așa îi spunem noi, ca o consecință a acestor striviri musculare. Are traumatism facial, are traumatism toracic, are traumatism la ambele membre inferioare, deci nu-i în afara complicației. Dumneavoastră comunicați cu ei și vedeți în fiecare zi, practic, îi supravegheați. Ne puteți spune cum îi simțiți psihic? În fiecare oră. În fiecare oră. Din punct de vedere psihic, cum îi simțiți dumneavoastră? Deci, șocul post-traumatic evoluează în timp și nu este... Deci au participat la... Știți, una se povestește despre război și alta este rezultatul personajului care a trecut prin război. Pentru că de povestit e ușor, de trecut e mai greu. Șocul post-traumatic întotdeauna urmează în timp, el evoluează în timp, dar am luat aceste măsuri din vreme ca bolnavii noștri să fie liniști, să nu fie agresați de foarte mulți vizitatori, pentru că asta e o agresiune. Fiecare întreabă, povestește, pentru că pe noi ne interesează povestea, în primul rând, nu personajul care suferă, și au și suport psihologic. Deci au avut din prima zi suport psihologic specializat. Copilul va mai fi operat în următoarea zi? Deci, da, el necesită o intervenție la nivelul nasului. Copilul, da? Da, o intervenție la nivelul nasului și în funcție de cum vor evolua, lui s-au făcut intervenții la nivelul membrului, în funcție de cum va evolua intervenția de la nivelul membrului inferior, sau chiar să necesite reintervenții. Da, a fost respectat la toate care a fost. Dar cum începem de la primul moment când a fost preluată de un medic rezident și de un paramedic mult care a fost primit, care au ajuns la datul 7 și a continuat protocolul de respectare în condițiile de transport, când s-a preluat această pacientă în momentul în care a fost preluată la bază în salvare, s-a reanalizat, s-a efectuat tot protocolul în întregime, s-a observat această temperatură care era de 18,6 grade Celsius și atunci s-a decis că acest protocol sau în baza protocolului de resuscitare care este, trebuie să fie resuscitat. Când a fost preluată de echipajul de sus, era în stop cardiorespirator, unde care au ajuns. Când a ajuns jos, era în stop cardiorespirator, cu hipotermia severă. Da, 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 da. Deci hipotermia asta, da, da.
Deci, termometrul central presupune o monitorizare specială care nu a fost disponibilă oamenilor care au fost prima dată, nu a fost disponibilă inițial sistemul. În momentul în care a fost preluată pe mașină de terapie intensivă, am putut să monitorizăm în întregime și să avem un tablou complet a ceea ce înseamnă nu are cum să fie asta. Deci, în momentul în care aveți mai multe curs, e pentru acest caz, trebuie să vă spun că noi nu suntem leziunea inițială. Deci o să aflăm leziunea inițială și s-ar putea ca leziunea inițială să fie necesitată intervenție de urgență. Că, de exemplu, dacă ai un ficat sub sau o spină ruptă, nu poți să aștepți o oră. Deci trebuie să aflăm care este leziunea inițială și apoi să întrebăm dacă protocolul de resuscitare a fost respectat. Și apoi trebuie să știți că colegii doctori care au fost acolo au pentru că nu are niciun efect. Și ca să vă dau un exemplu, luați o bucată de carne congelată din congelator și încercați să defibrilați pe ea. O distrugeți complet. Doamna, vă cunoaște cumva poziția care a ocupat-o Aurelia în avion? Nu vă pot da acest lucru. Pentru că nu o cunosc. Acestea au fost întrebați și de autorități pentru că s-a deschis o anchetă a unii reprezentanții autorităților în spital să vorbească cu pacienții internați de aici, vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat. Nu am prezentat nimic. Deci pe nu cum nu au fost interogați. Iar acum pe secție. Da, e afară, în ambulanță. Pe secție, doamna profesor. Deci, sigur că comisarii au fost pentru că trebuiau să vină, dar pacienții mei erau toți sedați și nu știu dacă răspunsurile ar fi fost corecte. Deci nu puteam să-mi las pacientul să urle de durere ca să poată să răspundă corect. Cred că trebuie să acord bine, nu? Deci ați recomandat să se toată... Atunci când el ar putea colabora corect cu pacientul. Mulțumim, domnul director, mă vreau să am rugămit dacă în continuare să respectăm drepturile pacienților. Și așa cum am venit să ne vedem ca mâine, jurul orelor 15, la următoarea noastră conferință de presă. Și vă rog, așa cum am mai spus, să ne lăsați coordonatele dumneavoastră, adresele de e-mail, pentru că în situația în care există modificări majore, să le pun obliga